Bună seara tuturor! Suntem pe ultima sută de metri în desfășurarea alegerilor de astăzi și vă informăm că procesul decurge fără incidente majore și înregistrăm o prezență semnificativă la urne, ceea ce arată că cetățenii noștri sunt foarte serioși în a-și exercita dreptul lor la vot. Până în acest moment s-au prezentat la secțiile de votare, așa cum vedem pe ecran, 48 întreg și 70% din alegătorii înscriși în listele electorale. Comparativ cu 1 noiembrie 2020, până la ora 19, prezența a fost de 41 întreg și 0,4%. Potrivit datelor centralizate privind prezența la vot, cele mai active circumscripții electorale sunt Dondușeni cu 47% prezență, Criuleni, Fălești, Taraclia peste 45% de prezență la urne. În cele 30 de secții de votare, constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, s-a prezentat la urne 15.000 de alegători. Referitor la rata de participare la referendum, menționăm că la ora 18, din cei 1.352.472 de alegători care s-au prezentat la secțiile de votare, 1.228.650 au participat la referendumul republican constituțional, ceea ce constituia la ora 18, 42 întreg și 44%. În conformitate cu prevederile codului electoral, atât alegerile prezidențiale, cât și referendumul republican pot fi declarate valabile dacă la ele au participat cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Cât privește votul în diasporă, până la această oră au votat peste 198.000 de cetățeni cu drept de vot. În continuare, se votează masiv la unele secții de votare din Belgia, Germania, Marea Britanie, România, Federația Rusă și alte state. Din informațiile deținute de către Comisia Electorală Centrală, cel mai activ s-a votat în secțiile de votare deschise la Moscova, două secții de votare, deci la moment avem peste 3.230 și 3.140 de alegători, la București peste 2.460 de alegători, în Italia, Padova, peste 2.450 de alegători, și iarăși o secție din Italia, Brescia, circa 2.400 de alegători. Pe parcursul zilei de astăzi, CEC a recepționat câteva sesizări ce vizează activitatea organelor electorale din teritoriu. Acestea au fost examinate în mod regulamentar și oferite răspunsuri, altele fiind expediate spre examinare instituțiilor conform competenței. Unele dintre acestea au vizat simbolica din incinta secțiilor de votare, altele s-au referit la neînregistrarea reprezentanților unor concurenți electorali, dar așa cum am anunțat și în relatările anterioare, depunerea solicitării pentru a înregistra reprezentanții concurenților se face cu cel puțin 3 zile până la ziua alegerilor. Mai este de spus o informație care a fost oferită de către Agenția Servicii Publice. Pe parcursul zilei de astăzi au fost perfectate și eliberate 995 de buletine provizorii și eliberate peste 1.600 de buletine de identitate. Comparativ cu anul 2021, în ziua alegerilor au fost eliberate 1.769 de buletine provizorii și 1.622 de buletine de identitate au fost eliberate cetățenilor care le-au solicitat.
Potrivit informațiilor furnizate de către Inspectoratul General de Poliție, se constată mai multe încălcări, dar de fapt sunt cele pe care le-am anunțat și anterior, deci vizează transportarea alegătorilor, buletine de vot deteriorate, fotografierea buletinelor de vot și alte câteva cazuri de corupere a alegătorilor. Stimați cetățeni, în mai puțin de 2 ore, procesul de votare se va încheia. Vă îndemnăm să folosiți această ocazie, votul fiind un drept, o datorie de fapt, și este o datorie în fața țării, dar și față de noi înșine. Precizăm în context că odată cu închiderea secțiilor de votare, funcționarii electorali vor procede la numărarea buletinelor de vot și la totalizarea rezultatelor. Imediat ce procesele verbale vor fi completate, acestea vor fi procesate și introduse în sistemul informațional automatizat de stat alegeri, iar noi cu toții vom putea urmări primele rezultate preliminare ale referendumului republican constituțional și ale alegerilor prezidențiale. Pe final de această intervenție, amintim alegătorilor că pot să-și exercite dreptul la vot până la ora 21:00. Biroul electoral însă poate decide asupra prelungirii cu cel mult 2 ore termenul votării pentru a le permite alegătorilor care stau la rând la secția de votare ca să-și poată realiza dreptul de vot. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la ora 22, când vor fi făcute următoarele declarații și împreună vom urmări primele rezultate preliminare.